Mulți oameni se rotesc fără motiv într-o încăpere, ordonează obiecte pe rafturi sau adună șosete de pe covor când vorbesc la telefon, ca și cum ar fi într-o adevărată misiune. Chiar și atunci când stau pe scaun și țin receptorul la ureche, unii simt nevoia să mâzgâlească pe orice bucățică de hârtie sau să dea click-uri absente pe ecranul computerului. În acest sens, mulți se întreabă dacă este vorba despre un tic nervos sau de un proces care ține mai degrabă de natura creierului uman. Există cel puțin două posibile teorii pentru această nevoie de mișcare a corpului atunci când oamenii au de rezolvat sarcini care nu sunt de rutină. Una dintre ele spune că mișcarea mobilizează o parte din resursele ce permit funcțiilor mentale superioare, precum gândirea executivă sau creativă, să nu fie distrase de ceea ce ar putea fi irelevant. Astfel, mișcarea arde surplusul de irelevanță și îi permite minții să fie mai eficientă. Cealaltă teorie analizează relația dintre diversele module ale minții noastre superioare. Există studii care arată că putem activa aceste module când ne mișcăm. Astfel putem spune că mișcatul înainte și înapoi într-o încăpere îi conferă gândirii o energie emoțională. O conversație la telefonul mobil se folosește nu doar de resursele auditive de creier, ci și de funcțiile vizuale. Această combinație face ca cel care ascultă în timpul unei convorbiri telefonice să-și creeze, de exemplu, o imagine vizuală legată de conversația respectivă, într-o măsură în care îi este dereglată funcția de procesare a imaginilor reale. În concluzie, deși poate fi periculos în unele cazuri, plimbatul și mișcatul în timp ce vorbim la telefon sporește atenția, memoria și gândirea.